Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Familia Danu din localitatea Fântânele, comuna Andrieșeni, județul Iași, a trăit marți 13 februarie 2023 un moment de bucurie duhovnicească. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți, a sfințit noua fântână a familiei amintite. Aceasta a fost săpată și amenajată prin contribuția mănăstirii Hadâmbu la inițiativa părintelui stareț Nicodim, cu sprijinul familiilor Posternac, Gorongea, Mihoc, Sită, Nechifor și Rusu. Lucrările au fost coordonate de către profesorul Ilie Urmă, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunii Andrieșeni, cel ce a intermediat numeroase acțiuni filantropice ale mănăstirii Hadâmbu în ultimii 6 ani de zile. Beneficiarii acestui dar i-au așteptat cu multă bucurie pe oaspeți pe care i-au întâmpinat cu pâine și sare. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea Febrește Viteza. Amiluiește! Pentru case cu goale peste apa aceasta, lucrarea cea plăcitoare a trimii cele mai pe sus de fire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fie apa aceasta tămăduitoare sufletul truplor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru cel mare, într-o sfat și minunată în lucrurile păcătorile, a toată făptura cea văzută, nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale. Binecuvintează și te sfințește fântâna aceasta, prin stropirea cu aghiaz, prin îngerea îngerului sfințită în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Slujba ghesmei mici a fost urmată de citirea rugăciunii de binecuvântare a noii fântâni și de sfințirea crucii care a fost așezată pe acoperișul acesteia. Această cruce binecuvântează altfel că ei cu puterea Sfintei Cruci și păzește totdeauna nevătămat de tot rău. Așa... Despre importanța acestui moment a vorbit la final preotul Vasile Țarcă, misionar de caritate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădurin Grajdur, județul Iași. Adevărat o zi binecuvântată de Dumnezeu, o zi în care această familie despre care ne-a vorbit de multe ori Părintele Stare și pe care de mult timp îi cercetează, să aibă aici, în curtea lor, o fântână din care să poată să bea apă, din care să poată folosi în gospodărie. Mulțumim, Părinte Stare, pentru exemplu, pentru lecțiile pe care ne le dați de fiecare dată, lecții de adevărată dragoste față de semeni, pentru că așa cum spune și Hristos, dacă nu vom avea dragoste față de cei de lângă noi și ne vom milostivi spre dânsi, atunci degeaba facem metanii, degeaba ne rugăm îndelung dacă faptele noastre nu ne vădesc a fi cu adevărat fii al lui Dumnezeu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a remarcat cât de importantă este milostenia pentru cei ce au nevoie de apă și de hrană. Trecut, un părinte fost stareț se îngrijea foarte mult de cei ce călătoreau spre Iași pe jos, când erau atunci autobuze, microbuze, și făcea câte o fântână. Unii considera că acei oameni merg pe jos spre Iași, spre târg, și dimineața la ora 6 ducea cartofi ferți și îi punea lângă fântână. Și din loc în loc ridica câte o fântână. Este cea mai mare pomană să faci o fântână. De asta rugămintea mea a fost și la sfatul meu să fie deschisă portița ca să se tot să se îndulcească de acest izvor din vecini care nu au fântâni. Și m-am uitat că noi aici știm că venim în fiecare an în campania în cinstea darului, în cinstea Prungușorului Iisus, în fiecare după Sfântul Ioan Nicolae sau până în Crăciun, și am văzut că venea cu apă de departe, aducând și la animale. Aici avem adus o văcuță care a zis că trebuie adapată și animăluțele. Și mi-a fost milă să recunosc pe acești oameni și cu oameni cu suflet nobil, fiindcă nu mulți, să știți, nu prea să înghesuiesc mulți.
să facă fapte bune în timpurile noastre. Cât am să trăiesc și cât am să mă țină Dumnezeu, am să cerșesc pentru cel sărman. Și bunii mei creștini, câțiva iertați-mă, că am foarte mulți fii duhovnicești, nu s-au îngrămădit, doar câțiva iertați-mă și o spun cu tot curajul, că mă doare sufletul. Și au fost puține încercări, fiindcă costă, să știți, cu lucrarea orice lucrarea fie, în timpul de față, nu ușor este să face. Dar din drag cu drag, oriunde va fi nevoie de ajutorul meu și de un izvor să-l ridicăm și o fântână, voi fi prezent acolo de o troiță și celelalte le știe Maica Domnului. Sunt foarte bucuros, pretește, că am ajuns să sfințim ceea ce am promis acestei familii. Am revenit și cu ajutorul lui Dumnezeu și a domnului profesor Ilie, care pot să spun că face lucrarea unui primar. Așa trebuie să facă un primar a unei comunități. Să fie în mijlocul sărmanilor, a nevoiașilor, când se ridică o fântână și preotul, slujitor al lui Dumnezeu, face o rugăciune și o sfințire, trebuie să fie prezent, la liturghii trebuie să fie prezent și în comunitate prezent. Fratele Ilie, eu zic fratele Ilie, că este prietenul nostru comun de toți preoții de aici, al fratele Constantin. Să știți că face foarte multe lucruri pentru cei săraci. El m-a adus în satul acesta și în toate satele din jur, unde știm bine că deja știe casele sărmanilor, a nevoiașilor, a familiilor cu copii mulți și îi mulțumesc pe această cale că am cunoscut satele acestea și venim de câțiva ani aici de sărbători, înainte de sărbători, unde este nevoie de ajutorul nostru. Mulțumim, frate Ilie, și să-ți dea Maica Domnului acest dar, să-l păstrezi până la adânci bătrânețe și de ce nu, să devii și tu ceva în comunitatea aceasta, fiindcă ții foarte mult la săraci. Părintele parohii Ioan Drăghici a menționat că Fântâna Sfințită va veni în sprijinul mai multor familii care sunt nevoite să aducă apă de la distanțe mari. Siguranță că această familie se va bucura din plin de fântâna aceasta, pentru că îi cunosc și copilașii care au început acum cu ajutorul Dumnezeu să vină și la biserică, pentru că am început să facem și noi activități frumoase cu ei. Și nu numai familia, ci și cei care... Am început și eu să-i mai cunosc, care au nevoie. Și chiar lângă mine acolo, lângă casa parohială, este chiar o familie care în fiecare zi, văd cum trec prin fața casei, cu câte două căldări, dimineața, după amiază, când au nevoie. Și cu siguranță că se vor bucura și ei și, cum a spus și Sfinția voastră, ar fi bine ca toți care au nevoie să vină să se adapte în acest izvor de apă. În căminul cultural Andrieșeni a fost oficiat un trisaghion și s-a oferit o agapă pentru 120 de persoane prin amabilitatea familiei Gorongea din Iași. Mănăstirea Hadâmbu a mai oferit colaci, dulciuri și fructe tuturor celor ce au participat la masa oferită. Profesorul Ilie Urmă și-a exprimat recunoștința față de părintele stareț Nicodim Gheorghiță pentru toate activitățile social-filantropice îndreptate către cei nevoiași. Părintele stareț ne-a cercetat în fiecare an. Și bineînțeles, eu am fost așa, știți, că dacă îți dă cineva o deget, ai intervința să-i trăiești la tânără. Ne-a ajutat și la Biserica din Andrieșeni. A ajutat foarte multe familii de aici, de la noi, din comună. Și mă refer că părintele a mers prin fiecare sală. A cunoscut pe fiecare în parte. A intrat în casa celui bolnav, în casa celui care avea nevoie. Și, bineînțeles, niciodată n-a venit cu mâna goală. Și după ce a spus că va face fântâna la familia Danu, la fântânere, m-a sunat părintele și mi-a zis că vrea să facă și o masă. Bineînțeles că n-am putut să zic nimic, dar bucuria mea a fost foarte mare că a reușit să ne adune pe toți. Îi mulțumim părintele stareț pentru toată implicarea. Ne-a promis că ne va mai da și ne va ajuta și pentru o excursie, un pelerinaj la Sfânta Mănăstire, pentru cei care încă n-au ajuns acolo. Și atunci, cu siguranță, vom face lucrul ăsta dacă părintele ne dă și binecuvântarea. Și mulțumim pentru tot ceea ce face la noi în comună. Pot să zic că este de acum
un prieten foarte apropiat al comunei noastre. În momentul în care consideră că la o familie mai trebuie ajutată, părintele sună sau dacă nu roagă pe cineva să ia legătura cu mine și să mergem la familia respectivă. Este foarte apropiat de cei care sunt în nevoie și bineînțeles că sunt destul de preotăți și la mănăstire, dar cu toate acestea, părintele stareț își face timp și prin fiind duhovnicești pe care le are la Sfânta Mănăstire și ajunge acolo unde este mai mare nevoie și acolo unde trebuie. Părintele stareț Nicodim Gheorghiță a ținut un cuvânt de folos duhovnicesc locuitorilor din Andrișeni și a cântat apoi o priceasnă închinată Maicii Domnului. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, să sunem de cazul care îl mai avem. Fântâna familiei Danu a început pe 23 ianuarie 2024 prin contribuția părintului stareț Nicodim și a câtorva familii binecredincioase. Lucrările de amenajare au fost coordonate de către consilierul local Ilie Urmă, care a contactat echipele de meșteri și care s-a implicat voluntar în această faptă de milostenie. Mulțumesc Dumnezeu, ne-a ajutat. Totodată nu-ți poate să faci niciun, știi, pipar cus câte o leacă. Da, bine, fântâna e izvorul casă, cum se zice, la toată lumea, da. Dacă ați vrea cine ați vii să iei apă, să iei, că lăsăm. Bine, că era fântânile de departe și mai ales săștă, adică sacate. Și de asta și vă spunem, aslantul fântână a fost iarăși vechi de 100 și ceva de ani. Mulțumesc că și domnul Ilie Urmă ne-a ajutat și mulțumesc Dumnezeu și părintele stare, îi mulțumim și copiii și familia noastră.